fostul președinte american Bill Clinton și a atras luni critici violente, care au denunțat lipsa lui de compasiune și de regrete față de Monica Lewinsky, cu care a avut o legătură la Casa Albă, informează AFP, conform Agerpress.ro. Întrebat de postul NBC despre Monica Lewinsky, care i-a fost amantă în 1995 și 1996 pe vremea când era stagiară la Casa Albă, Bill Clinton a dezvăluit că nu și-a cerut niciodată scuze personal în fața ei. În februarie, Monica Lewinsky a scris o mărturie, publicată în revista Vanity Fair, explicând inclusiv faptul că ea a suferit de stres post-traumatic cauzat de mediatizarea legăturii sale și de ancheta procurorului special Kenneth Starr. După ce afirmase multă vreme că relația era una consimțită, Monica Lewinsky a explicat că tinerețea sa, 22 de ani, și diferența de statut între ea, tânără stagiară, și președintele SUA, făceau însă și ideea de consimțământ una discutabilă. Întrebat dacă i-a prezentat vreodată scuze directe Monicăi Lewinsky, fostul președinte a răspuns negativ. Scuzele erau publice, a spus el, este total diferit. Am spus de mai multe ori public că îmi pare rău. Monica Macovei aruncă bomba în scandalul demiterii lui Covesi. Somație pentru președintele CCR, Valer Dorneanu, presat de jurnalistul de la NBC, Craig Melvin, să explice dacă el consideră că îi datorează scuze Monicăi Lewinsky. Bill Clinton nu a răspuns, iar scriitorul James Patterson, coautor împreună cu el al unui roman lansat luni, a retezat-o scurt, sunt 20 de ani de atunci, să fim serioși, a declarat romancerul, vizibil agasat de acest tip de întrebări. Să vorbim de LBJ, a spus el, cu referire la foștii președinți John F. Kennedy și Lyndon B. Johnson, cunoscuți pentru numeroasele lor relații extraconjugale. Să vorbim de JFK. Gata acum, a conchis el. Bill Clinton este în mod clar unul dintre motivele pentru care avem nevoie de. Apreciez mișcarea.